Лайк, дека врей să trăiască mama veșnic și nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel. În ospiții versus acasă. La intrare, în ospiții. Bună ziua! O, bună, Denis! Hai, intră, descalță-te! Dar nu trebuie, eu aici lângă ușa stau. Dar nu trebuie, fii ca acasă, hai! Oi, dar eu și-am făcut murdărie. Dați-mă cârpul, eu o să șterg rapid. Liniștește-te, nu trebuie! Dar eu oricum o să șterg! Acasă. La toaletă, în ospiție. Mă scuzați, îmi trebuie la liceu. Eu sper că pe nimeni n-am deranjat. Acasă. Răhatule, tu ce-ai tras în pârți? Da și tu și... De mine te-am pulpele 3 zile, nu ies. Ce? Am ușa să mă cac în pantaloni. De ce o repari tu? Petrecere cu ceai, acasă. Ca de obicei, ceai verde. În ospiție. Mă, Tania, dar tu de care ceai vrei? Dar ca de obicei, verde. Stai, dar tu de care mai ai? A, este ceai negru, roșu, verde, cu ghimbir, cu carcadie, Earl Grey, cu fructe de cu carne de vită, cu maioneză, cu icre roșii, de pește, ce de care? A, poate atunci cafea? A, ok, dar tu de care cafea vrei? Latte, lese, mocacino, cappuccino, espresso, americano. Când dormi, în ospiție. Acasă. Vorbești la telefon, în ospiție. Tu când banii mi-i întorci? Bro, fii mai amabil. Tu mi-ești dator cu 3000 de lei. Calmează-te, nu vreau să mă cer. Dacă nu-mi întorci datorie, eu te voi găsi. Liniștește, totul vom rezolva mai târziu, bine? Ce s-a întâmplat? Da, nimic serios, tata, ok. Acasă. Ce acolo cu banii? Auzi, tu! Tu văd că nu ai înțeles cu cine vorbești, da? Eu îți vă rog pe ție capul dacă încă o dată mai suni aici! Da, cu datoria ce atunci? Augustul! Cur... Cu cine... Așa ai înțeles? Bine, te-am înțeles. Nu te voi mai deranja. La masă, în ospiție. Spate vă rog furculița aceea. O, mersi, dar spate vă rog și cercetelul acela. O, mersi mult. Eu sper că prinzul acesta se va petrece într-o atmosferă foarte faină. Doamne, mă, Tani, nici n-am știut că prietenul tău este atât de educat. Tata, eu singur șocat. Prima dată îl văd pe Denis atât de educat. Acasă. Nu te grăbi, totul îți cade din gură. Nu clăfăi, porcule. Nu îți bate joc de pâine. Tu poți mai curodată după tine să speli vițela. Весело. În ospiție. Știți, așa tare îmi place să spăl de selă, chiar în fiecare zi aș spăla de selă. Acasă. În ospiție versus acasă. Prieteni, pentru partea 2, haideți să adunăm 10.000 de like-uri și scrieți în comentarii dacă v-ați regăsit în acest videoclip. Și nu uitați, am creat recent un canal super tare cu vloguri. Deja am postat 3 videoclipuri. Link-ul va fi în descriere. Miau.